Decizia Rusiei de suspendare a participării la tratatul New START a creat îngrijorări și mai mari în rândul SUA și statelor membre NATO, care regretă alegerea lui Vladimir Putin, considerând-o profund nefericită și irresponsabilă. Joe Biden și-a exprimat la rândul său părerea vis-a-vis de faptul că Putin dă semne cu privire la posibilitatea unui atac nuclear, fără a avea niciun control privind limitarea arsenalului nuclear deținut de Rusia. Rusia a decis suspendarea participării la noul tratat de reducere a armelor strategice pentru a menține echilibrul nuclear. New START este ultimul acord de arme nucleare rămas între Rusia și SUA, care avea scopul de a limita numărul de rachete balistice intercontinentale din SUA și Rusia. Motivul renunțării la participarea în cadrul acestui tratat este acela că Putin a considerat total absurde solicitările occidentale de a inspecta instalațiile nucleare controlate de Rusia, atâta vreme cât SUA și NATO au declarat în repetate rânduri obiectivul de a distruge Rusia. Mai mult, dictatorul de la Kremlin a catalogat dorința SUA și a Occidentului de a avea control în continuare față de armele Rusiei, drept cinice sau proaste. Mai mult, Rusia a confirmat degradarea relațiilor dintre SUA și Rusia la inițiativa SUA. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a afirmat că Vladimir Putin a reiterat faptul că Rusia nu se sustrage din acest tratat, doar că suspendă participarea în cadrul lui. Condițiile în cauză nu sunt posibile în mediul conflictual actual, în care NATO este din ce în ce mai mult implicată. Mai mult decât atât, NATO afirmă de asemenea că este parte a tratatului. Trebuie să ținem cont și de capacitățile nucleare ale Germaniei și Franței, ceea ce este foarte important. Scopul de bază al președintelui nostru și al țării noastre este menținerea în continuare a acestui echilibru nuclear, a adăugat Peskov. Pe lângă reacțiile oficiale ale SUA și NATO, Joe Biden a ținut să critique dur decizia lui Vladimir Putin, considerând-o o mare greșeală chiar în timpul discursului său din Varșovia. Cu toate acestea, decizia lui Putin a fost aprobată de ambele camere ale Parlamentului rus, aceasta reprezentând o acțiune mai mult formală menită să mimeze democrația, relatează playtech.ro.